Bună dimineața din nord-estul Angliei. Astăzi este înnorat. Nu e nimic, pentru că și norii au rostul lor. Vom vizita orașul apropiat Sunderland, care este a doua cea mai importantă așezare din regiune, din comitat, mai bine zis. Vom începe prin explorarea împrejurimilor orașului. Începem cu un monument care este pe un deal, monumentul Penshaw. Avem de parcurs 14 minute, 8,4 mile. Haideți să mergem! Da, să mergem! Arată mai frumos decât mă așteptam, nu am fost niciodată la el. Cei mai vechi locuitori ai zonei Sunderland sunt vânători cu legători din epoca de piatră. Au fost găsite chiar și artefacte din această perioadă. Orașul Sunderland este situat la gura de vărsare a râului Wear, în Marea Nordului. Să vedem cum se deschide. Hai. Orașul Sunderland este alcătuit din trei așezări mai mici, pe nume Monk Wearmouth, Bishop Wearmouth și Sunderland. Toate aceste trei localități au o istorie de 1500 de ani și toate inițial au fost sate pescărești. Se spune că aici a fost, în Sunderland, pe locul unei foste fabrici de bere, ar fi fost o așezare romană, însă nu au fost niciodată făcute investigații arheologice. În anul 2021 au fost descoperite 4 ancore de piatră romane în râul Wear. Sper ca de aici de sus să se vadă o imagine de ansamblu a orașului Sunderland. Am ales să vin aici pentru că, v-am zis mereu, am trecut pe lângă acest monument și nu l-am văzut nici măcar o dată de aproape. Monumentul este deținut de către National Trust din anul 1939. A fost construit de frații John și Benjamin Green, cu grese locală luată din Bishop Wearmouth. Are o înălțime de 21 de metri și are un total de 18 coloane, 7 de-a lungul laturilor sale mai lungi și 4 de-a lungul celor mai scurte. Se vede foarte frumos de aici. Mă așteptam să se vadă o parte din oraș. Se vede puțin, se văd niște blocuri. Se văd niște blocuri din orașul Sunderland.
tu. Templul este construit în stilul doric, un stil al arhitecturii grecești antice. Cu toate că impresionează prin simplitatea și măreția lui, criticii au spus că monumentul este lipsit de sens și că nu aduce nicio reprezentare a omului pe care îl onorează. Nu are acoperiș. Mai de mult, aici era o scară pe care te puteai urca pe aceste coloane, dar a fost dată jos pentru că cineva a căzut de acolo. Se vede foarte... Frumos monument. Acum mergem către viaductul Victoria, un pod din apropiere. După această pădure este viaductul Victoria. Podul, construit între anii 1836 și 1838, este construit în totalitate cu gresie locală din Penshaw, excluzând construcția arcelor, care este făcută din granit. Este mai aproape de localitatea Washington, locul din care descinde familia lui George Washington, primul președinte al Statelor Unite ale Americii. Este construit inițial ca parte a căii ferate Durham Junction, sub atenta supraveghere un inginer cunoscut britanic, Thomas Elliot Harrison, într-o perioadă de boom economic datorată mineritului de cărbune. El se aseamănă cu podul Alcantara din Spania, un pod construit la ordinul împăratului Traian în anul 101 după Hristos. Și la vremea respectivă a fost unul dintre cele mai mari poduri din Anglia, în trecut fiind doar de podul din Chester. Este uriaș. El transporta cărbune din Mursley și Hartlepool și chiar a trecut linia principală de tren dintre Newcastle și Londra.
pe lângă pod, în zonă, este și un frumos parc pe malul râului Wear. Castelul Hilton este un castel din piatră din zona North Hilton, Sunderland, Tyne and Wear. Să mergem mai aproape. Cam plouă astăzi, dar asta nu ne oprește să vă arăt castelul Hilton, construit inițial din lemn. Am găsit intrarea, nu era pe acolo, este pe aici. Hilton. Castelul a fost reconstruit în piatră la sfârșitul secolului al XIV-lea de către Sir William Hilton ca un conac fortificat cu 4 etaje. O caracteristică a castelului este dată de prezența stemelor și simbolurilor care sunt reprezentative pentru familia Hilton și familiile nobile cu care se înrudeau. O altă caracteristică este dată de prezența a 4 turnulețe pătrate cu coroane octogonale proeminente. Ferestrele mari gotice au fost adăugate în secolul al XIX-lea, atunci când Briggs Hilton a renovat clădirea. La moartea ultimului baron Hilton, în anul 1746, castelul a trecut nepotului său, Sir Richard Musgrove, la inventarul gospodăresc luat la moartea lui Sir William Hilton în 1435. Sunt menționate, pe lângă castel, o sală, o bucătărie, 2 hambare, ceea ce înseamnă că au existat și alte clădiri. Mergem acum către o capelă. Ruinele capelei Sfintei Ecaterina din Alexandria. Capela a fost construită inițial din lemn în anul 1157, dar a fost apoi refăcută în anul 1400. Ca și castelul, capela a fost puțin modificată în secolul al XIX-lea, când s-au adăugat ferestre gotice.
Astăzi n-au rămas decât zidurile. Este destul de mare. În 1900, castelul Hilton a fost preluat de către Wearmouth Coal Company. A avut, de-a lungul timpului, mai multe perioade în care a fost complet abandonat, până când a fost preluat de către English Heritage prin anii 1950. Se spune că castelul Hilton ar fi bântuit. Conform legendei, Robert Skelton, grăjdarul familiei, ar fi fost omorât de către Sir William pentru că nu ar fi reușit să îi pregătească calul stăpânului la timp. Sunt mai multe versiuni ale modului în care acesta a fost ucis. Fie a fost decapitat de către Sir William, fie a fost omorât cu furca în inimă. O altă variantă ar fi că el a fost omorât pentru că i-ar fi făcut curte fiicei sale și ar fi fost apoi aruncat în râu și sau într-o fântână nefolosită. Curând după aceea se întâmplă evenimente ciudate în castel. De exemplu, dacă bucătăria ar fi fost lăsată murdară seara, i-ar fi fost găsită curată dimineața. Iar dacă ar fi fost lăsată curată, ar fi fost găsită murdară. Mai mult, cineva ar fi luat cenușe din foc și s-ar așeza pe ea lăsând urma unui om. Într-o seară, bucătarul castelului a vrut să afle cine face mizerie în bucătărie și a stat toată noaptea de veghe. Astfel el a văzut spirit bat dezbrăcate, care a strigat "Sunt cold". După aceea, bucătarul și soția lui au lăsat o pătură caldă spiritului și de atunci se spune că spiritul nu a mai apărut. Acum vreau să mergem către ultimul obiectiv pe care îl vizităm astăzi, una dintre cele mai vechi biserici din Marea Britanie, Biserica Sfântul Petru. Trecem un pod impresionant din Sunderland. Acesta este râul Wear. Biserica Sfântul Petru este una dintre cele mai vechi biserici din Marea Britanie. A fost construită în anul 674 de către Benedict Biscop, un călugăr devenit sfânt după moarte.
pentru a construi biserica, Benedict a primit un teren de la regele northumbrian Ecgfrith, toată această zonă făcând parte din regatul anglosaxon Northumbria. Sfântul sau venerabilul Beda, care a fost unul dintre cei mai învățați și cei mai importanți scriitori ai evului mediu timpuriu, a slujit la Biserica Sfântul Petru și a scris că Benedict a adus sticlari și pietrari din Galia, pricepuți, pentru că în regatele anglosaxone aceste meserii nu erau întâlnite. Din construcția originală, doar un perete și pridvorul au rămas până astăzi. Restul bisericii a fost construit în secolul al XIII-lea. O parte din interior a fost reconstruit în anul 1870, deși pe alocuri se mai poate vedea piatra originală. Haideți să o înconjurăm și să încercăm să intrăm înăuntru. La vremea respectivă, constructorii au folosit unele dintre cele mai noi tehnici de lucrare a pietrei. Biserica a fost construită inițial ca parte a unei mănăstiri și avea o bibliotecă care conținea documente și manuscrise originale foarte importante. Vremea nu ține cu noi astăzi. Acesta a fost videoclipul de astăzi sau filmulețul. Dacă v-a plăcut ce v-am arătat, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Am ajuns acasă, ploaia a mai stat și noi ne revedem data viitoare.